Ionuț Ștefănescu l-a cunoscut pe Peme Sherpa în anul 2010, când alpinistul petrean a urcat pentru prima dată pe Himalaya, iar între cei doi s-a creat o prietenie specială. În 2010, în prima mea expediție, am mers pe un vârf de 6.000, Chulu West, cu Pimi Sherpa, doar noi doi, și eu eram și singur, și s-a creat o relație de prietenie specială, i-am cunoscut familia, copii, acum mai nou nepoții, ultima dată în 2013 și 2014, și am fost îngrijorat pentru soarta lor în Kathmandu. Știam exact care sunt condițiile în care locuiesc acolo. Meseria de șerpaș este una dintre cele mai importante pentru majoritatea cetățenilor din Nepal, care din asta își câștigă existența. Unul dintre ei este și Peme Sherpa, care a moștenit această meserie de la bunici și părinți. Știu că Pimi e într-o expediție de trekking, într-o plimbare la altitudine cu un grup de români. Tot eu l-am recomandat pentru grupul ăsta de români. Știu că își face datoria și este un om extraordinar. Nu răspundea nicicum, telecomunicațiile au căzut în tot Nepalul, nu se poate lua legătura nici telefonic, nici prin, știu eu, pe internet. În cele din urmă mi-a spus Radu Vâtcu, organizatorul aventurii românești în Nepal, mi-a trimis, a găsit undeva semnal la internet și mi-a spus că și grupul de români și Pimi ca și ghid și familia lui în Kathmandu e bine, nu știau nimic de părinți care trăiesc undeva la 5600 de metri. Cel mai cunoscut șerpaș nepalez este Tenzing Norgay, care în anul 1953 a ajuns cu Sir Edmund Hillary pentru prima dată în istorie pe cel mai înalt vârf din Himalaya.